Zuckerberg, pregătit de ce era mai rău, ce dezvăluie notiile F-ului Facebook, fotografiate de un reporter la audierile Marathon. Un fotoreporter areu subliniere IT se surprinde o imagine a noticelor lui Mark Zuckerberg, în pauza audierilor Marathon din Senat, iar acestea arată cât de pregătit a fost CEO-ul Facebook să răspundă întrebărilor incomode venite din partea senatorilor americani în fața cărora a depus mărturie în scandalul privind preluarea datelor Facebook, informează Mediafax. Două pagini din adnotrile lui Mark Zuckerberg, folosite de acesta în subliniere din casa Senatului de marci, au fost fotografiate de un fotograf asociat de pres sublinierei au devenit rapid virale. Acestea sugerează ce fondatorul Facebook era pregătit să spun ce nu demisionează. Dar sublinierea se critică Apple, al cerei presubliniere din te-a atacat de curând Facebook. Percheziei în București 2 judei din ar. Masca i-au dat iama la evazionti. Subliniat în partea de sus, sub secțiunea Cambridge Analytica, este un punct referitor la faptul ce nu au fost compromise numerele de carduri de credit sau alte date bancare sau medicale într-o secțiune intitulată Responsabilitate. Însemnările lui Zuckerberg includ o reiterare ce el este de vin ca lider al Facebook, sublinierei ce nimeni nu a fost concediat în urma scandalului. În aceea sublinierei secțiune, Zuckerberg are puncte care îl ajut să se protejeze de orice întrebare cu privire la faptul ce ar trebui să demisioneze, nu intenționează să demisioneze. Opinia valutar. Rubla a luat o razna după avertismentul lui Donald Trump. Într-o altă secțiune, despre modelul de afaceri al Facebook, Zuckerberg a scris că rețeaua trebuie să fie liber pentru a fi accesibil tuturor, sublinierei că publicitatea este singura modalitate de a oferi acest serviciu unui număr mare de persoane. Zuckerberg are o secțiune în apărarea Facebook, reiterând binele pe care îl are pentru lume în punctaj. Există o zonă dedicată pe-l subliniere ICO-lui Tim Cook după o dispută public pe care a avut-o cu acesta săptămâna trecut, care include un citat celebru de la CEO-ul Amazon, Jeff Bezos, sublinierei comentarii cu privire la problemele de confidențialitate anterioare ale Apple cu terceperci aplicații. Secțiunea finală de pe pagina a doua cuprinde câteva puncte legate de legea UE privind protecția generală a datelor, care intră în vigoare în luna mai, sublinierei va avea un efect semnificativ asupra modului în care funcționează afacerile de internet operate în Europa. Secțiunea GDPR, cu litere mari, sunt sfaturi despre cum Zuckerberg se evite să spun ce Facebook respect deja legea, ceea ce nu se întâmplă, sublinierei nicio confirmare a faptului dacă Facebook va extinde protecția GDPR către utilizatorii din întreaga lume. Mark Zuckerberg a depus mărturie două zile consecutive în Congresul SUA, în scandalul preluării datelor a 87 de milioane de persoane de către compania Cambridge Analytica.